Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, sunt Cornelia Crevean. Astăzi iarăși avem o emisiune extrem de interesantă cu invitați care au venit de la București să fie astăzi alături de noi. Revine Maria Timuc alături de noi, dar nu singură. A revenit alături de domnul Alexandru Mușat. Imediat vă prezint invitații. Înainte de toate vreau să vă prezint cartea despre care vorbim astăzi. Aș vrea să facem un cadru pe cartea despre care vorbim în emisiunea de azi. Cartea se intitulează Jocul Divin, șansa omului în univers. Și abordăm și astăzi un subiect care este și pe jumătate științific, pe jumătate spiritual oarecum. Această carte a fost scrisă de 3 persoane. N-a fost suficientă una singură. Alexandru Mușat, Maria Timuc și Valentin Nedelea, 2 dintre invitați sunt astăzi în studio, 2 dintre cei care au scris această carte. Haideți să vi și prezint. Domnul Alexandru Mușat este fizician de profesie, cercetător științific și profesor a fost ani buni. Se ocupă de medicină energetică în momentul de față. Are premii importante obținute cu descoperirile sale. Am citit în cartea dumneavoastră, bună ziua domnule profesor, că în mai puțin de un an ați primit 10 medalii, dintre care 6 de aur, la cele mai importante manifestări științifice din Europa. Felicitări! Da, mai ales acolo unde medicina energetică este recunoscută ca disciplină, hai să spun, importantă. Alături de noi este și Maria Timuc, cea care a contribuit și ea la scrierea acestei cărți. Este vorba de un limbaj mai adecvat nouă pământenilor, pentru că în această carte găsim și foarte multă știință, fizică în special. Bine ai revenit, Maria, alături de noi. Bine v-am regăsit, mă bucur să fiu din nou la tine, în special și la Brașov. Te rog să ne spui, înainte de a sta de vorbă cu domnul profesor, să ne spui tu în câteva cuvinte cum a apărut această carte, Jocul Divin, șansa omului în univers. Este o carte pe care dacă o citești, nu mai rămâi cu semne de întrebare, pentru că știi exact ce se întâmplă în acest univers. Formulele din fizica actuală demonstrează anumite lucruri despre care și știința și religia, amândouă, vorbesc de ceva vreme. Eu pot să spun cum am intrat eu în legătură acest cu... joc divin, în acest joc divin. Chiar a fost un joc divin. La un moment dat eu mă cunoșteam de mulți ani cu domnul Mușat, încă de când a inventat primului aparat Speeduș, de prin undeva 2000 și puțin. 2003. Și ne-am regăsit la un moment dat și dânsul inițial m-a rugat să mă uit pe carte, să o citesc, să văd dacă n-am putea să simplificăm carte, puțin. Această carte are la bază o altă carte intitulată Jocul Divin, da? Jocul Divin, da. Deci cartea era scrisă, asta ar fi o a treia, a patra ediție, nu? A treia ediție. Primele două ediții au fost semnate doar de domnul Mușat și domnul Valentin Nedelea. Nu. Doar ediția aceasta este scrisă împreună cu domnul Nedelea. Prima ediție este o inspirație. E greu să spun proprie, fiindcă de multe ori atunci când încep să lucrez cu astfel de idei, nu ești convins că toate ideile sunt ție personal, cum se spune eu, ca generare. S-ar putea să fie idei pe care le împrumuți și nu-ți dai seama, pur și simplu. Eu la un moment dat când am citit prima carte, deci primele volume, după vreo 2 ani de zile, mă miram cât de deștept am fost la vremea respectivă. Vă rog să vă uitați în cameră, către telespectatori, vă rog frumos, da? Da. Această carte, îmi spuneați dumneavoastră, că prima dată a apărut într-o formulă mai tehnică. Da. Mai greoaie, nu prea accesibilă pentru toată lumea. Da, și a fost doar un sâmbure. Abia acum a căpătat aspectul de fruct. Da, deci eu am participat la acest proces de simplificare. Pentru mine, inițial, am avut o opoziție mare, trebuie să spun, pentru că fizica n-a fost în preocupările mele. La un moment dat, în căutările mele spirituale, am avut vreun an de zile când am căutat prin știință, în zona științifică. Am făcut niște legături eu singură, dar a rămas ca o etapă pe care am făcut-o în căutările mele personale.
și a rămas acolo. Dar cred că s-a întâmplat ceva între timp. Mi-era frică de fizică. Eu la fizică, atunci când eram la liceu, primeam note pentru poezie. Aveam un profesor de fizică care iubea poeziile și dacă scriam o poezie deci frumoasă... Deci nu erai foarte bună la fizică, să nu, înțelegem, foarte da? Bună, puțin spus. Nu aveam o atracție pentru fizică. Însă am avut această atracție, recunosc, în timpul căutărilor mele spirituale. A durat vreun an de zile. Am făcut foarte multă cercetare pe zona asta de fizică, biologie, ca să-mi limpezesc mie niște răspunsuri spirituale la întrebări pe care le aveam. A fost o etapă minunată atunci și cred că m-a ajutat să înțeleg și să intru în spiritul cărții. Când am intrat în spiritul cărții, cred că a fost și un spirit care m-a ajutat. Să începem să vorbim despre carte. Prefața este făcută de Dumitru Constantin Dulcan. El a fost de nenumărate ori aici în emisiune și scrie aici în prefața acestei cărți că se cere o nouă abordare a vieții, a existenței sub toate aspectele sale, o nouă gândire, o nouă paradigmă. Trăim așa cum gândim și dacă omenirea nu-și mai găsește liniștea, înseamnă că vechiul său mod de gândire nu mai poate răspunde solicitărilor actuale. Se simte nevoia unei noi filozofii de viață, o altă refundamentare a tuturor reperelor umane de până acum. Și discutăm de multă vreme acest lucru. Domnule profesor, haideți să vedem, să intrăm în miezul problemei. Dumneavoastră descrieți din punct de vedere fizic, din punctul de vedere al profesorului care a studiat formulele cu care s-a confruntat de foarte multă vreme, că universul nu este făcut din nimic. Nu, el poate fi considerat că e făcut din nimic, dar nu a apărut prin hazard. Asta e o chestie clară. Bun. Deci este creația unei inteligențe. Asta se vede în orice punct am putea să, cum se spun, să privim acest univers. Vom găsi acolo suficientă inteligență ca să ne dăm seama că hazardul apare și el, dar în anumite momente, ca să producă schimbări. Asta este tot o idee a cărții. Hazardul în acest univers este necesar pentru a ajunge la schimbări, eventual pozitive. Ce să vă spun? Punctul meu de vedere, plecând de la prima carte, a fost că prima încercare nu a fost extrem de reușită, fiindcă ea a fost oarecum mult prea tehnică. În clipa în care am găsit o colaborare în doamna Maria Timuc, lucrurile au căpătat-o cu totul altă, hai să spun, înfățișare și cartea a fost mult mai plină de înțelesuri și mult mai profundă. Bun, hai să vedem cum s-a creat universul în care noi ne desfășurăm existența zi de zi, că mulți dintre noi se întreabă lucrul acesta. Cum s-a creat acest univers, cum a apărut el și dacă noi suntem întâmplători aici? Există în știință teorii care încearcă să prezinte începutul acesta al universului și această teorie se numește la ora actuală Big Bang. Punctul de plecare este o stare la care nu trebuie să avem ceva deosebit. Starea inițială energetică este zero, dar în clipa în care începe să aibă loc această expansiune în ceea ce numim noi universul material, din zero se trece în forme care capătă deja concretețe și în felul acesta, încet, încet, materia se organizează într-un mod care este de la început prezent într-un univers care însoțește permanent universul material, dar pe care noi destul de greu îl sesizăm. Este universul acesta informațional sau universul spiritual, cum este mai bine cunoscut. Pe fondul acesta există o evoluție a universului material. El pleacă dintr-o singură, hai să spun, dintr-o stare de singularitate și ceea ce am concluzionat în timp e că va ajunge la finalul existenței lui prezente, tot la o formă de singularitate. Asta spuneți în carte, dar da. Trebuie să ne explicați un pic mai pe înțelesul nostru, a celor care nu cunoaștem atât de multă fizică, ce s-a întâmplat
întâmplat atunci când a fost acel Big Bang, da, pe care nici multă lume spune că nu a existat, că de fapt lucrurile stau altfel. Teoria darwinistă este și ea într-o anumită direcție, apar foarte multe persoane care vin cu tot felul de ipoteze, dar se pare că aceasta pe care o găsim în cartea pe care dumneavoastră ați scris-o împreună cu ceilalți autori, pare logică teoria pe care dumneavoastră ați elaborat-o. Da, Maria, ce vrei să spui? Păi, Aș vrea să fac o intervenție aici. Așa cum am prezentat noi în carte, noi am spus și nu numai noi, ne-am bazat și pe alte cercetări științifice, că a existat o formă de Big Bang. Putem să-l numim Big Bang, dar să fi fost altceva. De fapt, a fost un fenomen spiritual inițial, un fenomen energetic, informațional. Cine l-a mai creat degrabă? Dumnezeu. Pe deci Dumnezeu este... cine l-a creat? Că pe Dumnezeu nu l-a creat și nimeni. Întrebări de genul Dumnezeu acesta. Este creatorul, este cel care nu are început și nu are sfârșit. Este existența continuă. Trebuie să fie creat și el din ceva. Nu, pentru că nu are formă, nu există nu are o formă fizică. El este peste tot și oriunde. Nu există formă, nu are nicio formă. Este o formă spirituală, este ceva dincolo de toate formele, ceva care a dat naștere tuturor formelor, inclusiv acestui Big Bang. Structurile... Da, vă rog frumos, nu mă mai întrebați pe mine, interveniți! Dumnezeu, da? Suntem cu toții și El se reprezintă prin fiecare dintre noi. Inclusiv această masă este o parte din El. Tot ce creăm, tot ce, cum să spun, imaginăm, este experiența Lui și îl îmbogățim cu fiecare gest al nostru pe care îl face. Deci noi privim de multe ori separat divinitatea, dar ea se manifestă prin noi. Nu știu dacă... Este adevărat. Dacă aducem aici lucrurile... Ne va mai trebui mult timp ca să înțelegem lucrul acesta în toată profunzimea Lui. Eu sper să nu ne trebuiască prea mult timp. Iisus acum 2000 de ani a spus ceva care poate să ne ducă mai repede către această idee, a spus să ne iubim aproapele ca pe noi înșine, gândindu-se că prin felul acesta am reușit să depășim această, cum se spune, izolare care există între noi ca ființe biologice. Pe fondul ăsta, în vechea credință ebraică, se spunea să-ți iubești Dumnezeul, dar încă nu era suficient de apăsat ideea că trebuie să-ți iubești și aproapele ca pe tine însuți. El a adus această completare și pe fondul ăsta, eu zic că societatea umană a făcut niște pași imenși către o formă mai să spun, mai completă de înțelegerea Universului. O să mergem înapoi la crearea Universului după Big Bang. Spuneați că primele forme de viață, spuneți în această carte, că au fost în apă. Și apoi ușor ne-am desprins. Dacă ne ducem către planul terestru, dar până la planul terestru au fost multe, au fost planul informațional a fost primul, informațional, apoi a fost lumina, nu? Am spus, noi am făcut niște precizări foarte exacte acolo în carte, lumina, care a fost prima formă materială de existență. Este sâmburile din care începe să se manifeste lumina materială. Deci este prima formă de materie, spuneți lumina. Spuneți în carte că pendulăm între universul material și cel spiritual, suntem când spirit, când ființă întrupată, domnule profesor, vă rog să explicați lucrul acesta. Nu să o las pe Maria, te rog, Maria. Aici, fiindcă e mai aproape decât mine de aspectele astea. Noi suntem tot timpul spirit. Tot timpul suntem spirit, orice am face. Este ceea ce spunea domnul Mușat puțin mai înainte. Suntem spirit care se află momentan și temporar într-un trup. Acum suntem în acest trup. În alte universuri putem lua alte forme, alte trupuri. De altfel, asta se întâmplă după plecarea spiritului, după ieșirea sufletului și a spiritului din corp. O să ajungem și acolo, până acolo
avem multe de discutat. Trecem, da. Trecem dincolo de asta. Suntem și una și cealaltă, dar spirit nu putem să nu fim. Spirit suntem întotdeauna și formele, numai formele diferă. Și aici, în lumea biologică, și o broască are spiritul divin în ea. Până și formele materiale au spiritul divin în ea. Pe urmă, deja este o demonstrație științifică faptul că toate formele fizice nu sunt atât de fizice pe cât credem noi, ci sunt forme energetice. Noi toți suntem făcuți din energie. Este vorba despre energie condensată, pe care noi o vedem ca fiind, ca luând o formă fizică, însă toate formele fizice iau o formă extrem de inteligentă și ia forma seminței, nu? Copilul ia forma seminței pe care o preia de la ambii părinți, puiuțul care iese din nou ia forma puiuțului, nu există nicio confuzie. Asta este, aici vedem inteligența care a creat toate aceste forme, inteligența spiritului care a creat toate aceste forme într-un mod foarte, foarte precis. E foarte interesant, domnule profesor, cum ați ajuns dumneavoastră să desfaceți fiecare formulă de la fizică și să ajungeți la aceste concluzii, că există un Dumnezeu care a creat acest univers. Pentru un om de știință, da, nu este... Vedeți, cred că e o mică greșeală la ora actuală, faptul că oamenii de știință au început să devină extrem de specializați pe anumite domenii. Lumea particulelor elementare, lumea chimiei, eu știu, lumea biologiei și uită să vadă întregul. Lumea biologiei este o lume extrem de, cum să-i spun, inteligentă. Și fără a considera existența unei contribuții de felul acesta în evoluția ei, adică luând în considerare doar hazardul, așa cum poate la 1890 a încercat Darwin să ne spună, nu se poate ajunge la o evoluție ca atare în plan biologic. Selecția naturală există, fără discuție. Dar hazardul nu este un joc suficient pentru a ajunge la ceea ce am ajuns, la ceea ce suntem în momentul acesta, adică niște ființe care reușesc să analizeze universul din jurul lor și să-l contemple la modul de a încerca să îl cuprindă complet. Hazardul este un subiect al acestui univers, dar este un subiect, cum să-i spun eu, nu marginal, este foarte important, dar nu este un subiect care să definească acest univers. Universul în care trăim este un univers extrem de inteligent, apare și hazardul în evoluția lui, dar vă dau un exemplu. La momentul diviziunii celulare apare multiplicarea ADN-ului. De această multiplicare a ADN-ului, pentru cei curioși, dacă vor avea răbdare să se uite pe, cum să spun, pe teoria acestui mod de diviziune a ADN-ului, o să vadă că acolo apar niște procese pe care tu, ca o ființă inteligentă, este extrem de greu să le înțelegi. Dar emite natura prin hazard să le genereze. Deci sunt aspecte care denotă nu un vicleșug, ci o, cum să-i spun eu, o îndemânare extraordinară a naturii, noi așa îi spunem natură, de a reuși să facă această duplicare a ADN-ului. Totuși, ADN-ul fiecărui om din univers este unic. Știm lucrul acesta, da? Sigur că da. Cum poate natura, că așa îi spunem noi, așa da, i-ați spus da, și da. Dumneavoastră, să facă atât de multe combinații care să nu se repete? Ăsta este jocul... Pentru că în planul acesta nu cred că se poate așa ceva. Da, ăsta este jocul. Există un dat informațional, dar în care, din cauza faptului că acest dat informațional prezintă extrem de multe posibilități de combinații și permutări, se ajunge la o extrem de mare capacitate de prezentare a unei structuri.
de structura informațională nu este diferită de la om la om, dar atunci când trecem în elementele concrete, în ordinea atomilor de carbon, hidrogen, oxigen și azot, o să vedeți că, având în vedere că această structură a ADN-ului are miliarde de componente, o să vedem că posibilitatea de permutare și de aranjare și de combinare este infinită. Deci, într-un fel sau altul, structura informațională pare simplă atunci când o privim și facem, cum se spune, generalizarea pentru toate ființele umane, dar în clipa în care introducem concret în plan material elementele care intervin în această structură informațională, ajungem la această stare de multiplicare într-adevăr fantastic de mare și de, cum se spune, de amplă și care nu lasă loc pentru duplicări. Așa, este, fiecare ființă este unică, exact. ADN-ul fiecare ființă este unic. E atât de puțin probabil să se repete aceste combinații. Există doar compatibilități. Da? Există doar compatibilități. E atât de puțin probabil ca un astfel de univers atât de complex, cu posibilități infinite de Sunt foarte curioasă ce posibilități mai are pe care noi încă nu le-am descoperit. Nu le-am descoperit, cu siguranță. Aici, privind numai aici, vedem ceea ce a numit Dumitru Constantin Dulcan inteligența materiei. Adică acel spirit care se află în fiecare părticică, în fiecare moleculă a materiei și care, cu o inteligență, cu o îndemânare care ne este străină deja, noi suntem la distanță de a înțelege această masivă și infinită inteligență din care ne-a creat pe noi. Poate că avem lângă noi această minunăție, acest miracol care este universul și care este viața noastră și putem să-l vedem tot timpul. Eu săptămâna trecută am fost la mare și am avut câteva zile de meditație și de liniște. N-a fost lume multă nici la mare, nici în jurul meu. Și am avut, stând așa pe plajă și privind cerul, îmi dădeam seama că de fapt nu mă uit într-o cupolă, e doar o iluzie că există cerul și că este o cupolă deasupra noastră și îmi dădeam seama că de fapt privesc infinitul și că mă uit la el. Și întorcându-mă spre București, mergând cu mașina, vedeam iarăși că de fapt sunt o ființă mică ca o gâză care se uită în infinit. Exact cum furnica infinitul vede numai în mușuroiul ei, probabil și noi vedem numai în mușuroiul nostru care se cheamă Pământ. Este fantastică. Da, este fantastică existența și faptul că suntem, doar faptul că suntem, pe urmă să ne întrebăm faptul că gândim. Cum putem să gândim? Este fantastic că putem să gândim. Și ce să le spunem oamenilor care cred că totul se petrece în acest plan, domnule profesor, și că nu există o altă realitate? Eu pot să dau, să spun, o formă destul de simplă de a observa că întotdeauna există ceva lângă noi care nu putem percepe la nivelul celor cinci simțuri. Eu am făcut un experiment la Măgurele, iar Măgurele fiind platforma de facultății de fizică și centrele acelea de cercetare, prin care am trecut o rază de lumină în apropierea corpului și la o distanță de o jumătate de metru. În clipa în care acea rază de lumină a trecut în apropierea corpului, au apărut niște absorpții specifice fiecăruia dintre noi. Când m-am dus mai departe, lucrurile n-au mai fost așa, adică raza de lumină a trecut ca și cum era lipsită de orice obstacol. Se pune problema de ce în preajma mea acea rază de lumină a fost absorbită. Această stare este ceea ce numim și cunoaștem deopște din religie aură. Ea a fost teoretizată, această stare, în secolul 20 destul de serios, a fost denumită biocâmp sau câmp morfogenetic, deci sunt aspecte dintre acestea ale realității pe care noi nu le sesizăm într-o primă fază sau le ignorăm, dar ele ne pot influența extrem de serios existența noastră. Vă dau un simplu exemplu. Doctorii care sunt dintre cei mai materialiști dintre noi, dintre pământeni,
Știu un lucru, în clipa în care un copil are probleme de rachitism, e bine să fie ținut la mare. La soare, da. La soare, la ultraviolete și brusc starea lui se va îmbunătăți foarte mult. Deci această expunere la soare, la o sursă de ultraviolet serioasă, face ca starea lui fiziologică să se îmbunătățească foarte mult și să depășească acele carențe pe care poate să le aibă. Apropo de asta, da, noi am făcut la precizări în biologic. Da, am făcut precizări în cartea noastră, apropo de aura energetică, de aura corpului, care este deja o certitudine din punct de vedere științific, și am spus acolo că oamenii, aura corpului se poate încărca prin expunere la soare. Deci este bine ca atunci când este soare și bine, când soarele nu este nociv, bineînțeles, să stăm la soare chiar dacă stăm îmbrăcați. Poate unii dintre noi avem probleme diferite cu soarele, de tipul alergii sau alte probleme din alte motive, nu putem stăm să expunem. Da? Însă stăm îmbrăcați și aura corpului nostru absoarbe lumina din soare. Există o legătură între ființa umană și soare. Noi, fără soare, viața în formă biologică n-ar exista. Da, scrieți la un moment dat în această carte că dacă omul va reuși să inventeze alt soare, va reuși să descopere nemurirea. Ajungem un pic mai târziu acolo. Domnule profesor, ăsta e un prim pas către să descoperim nemurirea, nu? Nu, să prelungim viața aceasta în plan material. Cu toții ne dorim acest lucru, este, hai să spun, un sentiment cu care ne naștem în planul ăsta material. Dar credeți că se va ajunge până acolo? Nu ar fi un efort deosebit al științei la ora actuală să se ajungă lucrurile acolo. Lucrurile acestea se fac artificial? Adică se să ne construim un nou soare artificial? La ce se referă acest îndemn al nostru la a crea soare artificial? Noi la suprafața Pământului suntem văduviți de un anumit tip de radiație electromagnetică și anume toate radiațiile electromagnetice de dincolo de ultraviolet, ultraviolet, X, gamma și așa mai departe. Aceste radiații ele sunt prezente în spațiul cosmic, dar la suprafața Pământului ele nu mai există. Pe fondul ăsta, aura cu care ajunge, hai să spun, o ființă la suprafața Pământului, încet, încet este, cum să-i spun eu, disipată în efortul pe care îl face în starea biologică și la un moment dat se ajunge la epuizarea ei. În momentul în care am putea să recuperăm această aură prin diverse mijloace artificiale, așa cum am învățat să ne urcăm într-un automobil ca să nu mai mergem pe jos, o să putem să facem și astfel de lucruri, adică să ne reîncărcăm aura fără a fi nevoie să ne ducem să luăm soarele în brațe. Tehnici de felul acesta sunt dezvoltate și ele există. Nu sunt foarte bine înțelese de public, dar de multe ori tinerele doamne sunt extrem de încântate când la expunere la radiații ajungă să fie mult mai frumoase decât s-ar aștepta în condițiile climei sau timpului respectiv. Bronzul pe care îl dau aceste, să spun, generatoare artificiale nu este limitat doar la aspectul acesta estetic, ci el are și un efect la nivel fiziologic asupra persoanei respective. Îi dă o anumită vivacitate și pe lângă asta poate să ducă și la o întărire serioasă a stării de sănătate. Bineînțeles, aceste aspecte, vreau să adaug un lucru, ca să nu fiu, cum să spun, interpretat că duc lucrurile către extrem. Lucrurile astea trebuie făcute exact cum spunea și doamna Timuc, cu precauție pentru a nu afecta biologicul. Radiațiile acestea dincolo de ultraviolet. Biologic care ne este afectat deja de mâncarea pe care o consumăm, de poluarea pe care o inhalăm, da? Eu încercam să mă limitez acum doar la fondul radiativ și fondul radiativ poate fi... Dar spune cine în această carte despre pH-ul corpului care poate fi dezechilibrat din cauza calității apei pe care o bem, precum din cauza alimentelor.
Avem foarte multe probleme de sănătate pe care ni le creăm singuri în momentul de față. pH-ul da? Poate fi pH-ul. Dezechilibrat mm-hmm. și din cauza gândurilor noastre. Așa sunt este. Cercetări științifice care au demonstrat foarte limpede clar. Și clar că gândurile noastre ne pot schimba pH-ul și că atunci când gândim negativ, creăm în corpul nostru o stare de toxicitate. Scrie aici în carte, potrivit unor cercetări făcute în Statele Unite, compasiunea, precum și alte trăiri pozitive, pot alcaliniza corpurile noastre. Exact, exact. Despre asta vroiam să spun. Putem să ne alcalinizăm și prin gânduri sau în primul rând așa, pentru că transformarea noastră spirituală este condiție fundamentală pentru, nu doar pentru corpul nostru biologic, atenție, ci în mod special pentru sufletul nostru, pentru că dacă trecem prin această viață, nu trecem pentru trupul nostru. Trupul nostru este ca un vehicul, ca un aparat care ne este necesar, este minunat și ne este necesar. Este cutia cu care venim în această viață, cutia, da? E haina cu care venim uh-huh. în această viață și pe care o dezbrăcăm la plecare. Treaba noastră fundamentală este să avem grijă de ființa din interiorul acestei haine, ființa care poartă aceste haine, adică de sufletul nostru, de mintea noastră, de ființa care este în lăuntru. Aceea tinde către mântuire, despre aceea ne-a vorbit Iisus Hristos, pentru aceea a venit El ca să o salveze și să ne spună și cum putem sau cum putem să facem alegeri prin care să ne salvăm și să mergem spre mântuire. Domnule profesor, aveți o afirmație foarte îndrăzneață în această carte. Științific poate ne-o explicați, potrivit evoluției spirituale și ființa umană poate atinge starea de zbor și nu e vorba de zborul de dat din aripi, este vorba de levitație. Cum putem noi cu puterea gândului să zburăm? Pentru că s-a tot vorbit de lucrul acesta. După părerea mea, este vorba de o stare deosebită a ființei umane. Ea se pare că a fost atinsă de anumite ființe umane mai apropiate de biserică. Au fost personaje de acum istorice. Au fost ființi care au mers pe ape, da, într-adevăr, exact, nu pot imagina cum se întâmpla lucrul acesta. Care au plutit și așa mai departe. Noi folosim o expresie în carte numită extaz mistic. Dar acest extaz mistic, facem o paralelă acum între cele două aspecte, trebuie să aibă și o motivație fizică. Dacă noi suntem, hai să spun, împreunarea celor două aspecte, adică cel spiritual care poate să influențeze fizicul și fizicul poate să influențeze spiritualul. Adică, vedeți, putem să obținem și această stare de levitație și ea o putem, cum să-i spun eu, identifica ca atare, ca o stare fizică reală, nu ceva de tip, cum să-i spun eu, mistic. Problema este ca să înțelegem mecanismele în profunzime, mecanismele care pot să ducă la această stare de levitație. Eu sunt convins că în măsura în care suntem aproape de un soi de stare spirituală care să fie suficient de înaltă pentru a nu crea, eu știu, distorsiuni în universul ăsta în care trăim, ne va fi permisă și această stare de levitație. Dar în momentul de față, cu informațiile pe care le avem, cu conștiința pe care o deținem în momentul de față, am putea levita? Sunt anumite, hai să spun, evenimente care spun că astfel de stări pot fi atinse. De exemplu, nu vreau acum să generalizez, dar sunt în societatea indiană suficiente cazuri în care tipi fakiri, în general așa se cheamă ei, reușesc să ajungă la starea de levitație. Că uneori aceste stări sunt niște fake-uri sau niște falsuri, nu vreau să comentez astfel de lucruri.
lucruri, dar nu poate să iasă fum fără foc. Adică nu putem să negăm aspectul acesta numai pe faptul că am găsit doi șmecheri care ne-au păcălit și de fapt se sprijineau de nu știu ce suport când ne explicau nouă că levitează. Starea de levitație poate fi obținută de ființa umană și nu numai de ea, noi o găsim reprezentată în foarte multe, mai să spun, situații ale animalelor care ne sunt în preajmă, de exemplu la păsări. Putem să găsim o stare dintre aceasta care nu este motivată doar de aerodinamica zborului lor, ci parcă ar fi și atinse de acest aspect al levitației. Vorbim și despre acest aspect împreună în carte. Doamna Timoc a fost extrem de explicită în, asupra acestui subiect. Vorbiți de reptilele, cărora le, dacă își pierd un membru, le mai... le crește înapoi acel membru, deci au această capacitate. Oare oamenii de ce asta, nu au? Asta de pe de o parte. Știu, de levitație, da, pe de o parte. Vorba dar vorbiți și de lucrul acesta. Da. Sigur între că altele, da. Abordăm și pe acest da. Apropo de zbor, asta am și spus în carte, că de fapt noi putem să ajungem în această stare de levitație prin conexiunea noastră cu Divinul, cu sinele nostru divin, cu Dumnezeu. De exemplu, a fost foarte cunoscut în istorie Sfântul Augustin, care atunci când își susținea slujbele se ridica de la sol câțiva centimetri și își ținea slujbele fără să aibă contact fizic cu solul. Sfântul Augustin a fost unul dintre cei mai mari sfinți și unul dintre cei mai mari teologi ai tuturor timpurilor. Dar ne-am putea teleporta? În mod sigur, acest fenomen apare în universul în care trăim. Cum s-ar putea face el, mi-e foarte greu să vă explic în momentul ăsta. Nu știu, nu sunt sigur că aceste stări nu au fost deja experimentate în civilizația umană, dar dacă ele au fost experimentate, noi, publicul ar nu le cunoaștem. N-am terminat. Ca să vorbim și despre moarte, că lumea e foarte curioasă ce se întâmplă și în acel plan. Vreau să mai spun, apropo de zbor, pentru că nu mi-am terminat, nu mi-am dus ideea până la cap. Noi am spus explicit în carte, am vorbit despre modul în care zboară păsările, despre faptul că ele intră într-un sistem energetic, într-o stare de conștiință și care creează o ordine. Există o ordine desăvârșită în faptul de a zbura. Acea ordine este una spirituală și este extrem de inteligentă. Asta spuneam împreună cu domnul Mușat în carte. Și că tocmai noi, ființele umane, transformându-ne pe noi înșine și atingând acea stare, fiindcă e vorba de o stare interioară în care păsările nu sunt, păsările nu au gânduri de ucidere, de din astea de care avem noi, de joasă, de joasă vibrație, negative, de joasă vibrație. Ele trăiesc la un nivel mai apropiat de divin, cu alte cuvinte. În măsura în care ne vom apropia de divin și noi putem să intrăm în această ordine divină sau în voința divină, dacă vrei să traducem în limbajul de zi cu zi. Pe de o parte, să fim în ordinea divină din punct de vedere spiritual, iar pe de altă parte, să putem intra în ordinea divină și din punct de vedere fizic, adică să putem să și zburăm fizic. Bun. Domnule profesor, ce ați descoperit legat de moarte când ați studiat toate formulele din fizică ca să contribuiți cu ele la această carte? Moartea în sine nu o putem considera decât în planul material ca existent. Deci în planul acesta. În planul material, moartea este aici un fenomen și un proces care apare la sfârșitul capacității organismului nostru biologic de a se întreține. Deci este, cum să spun, o încheiere de program în plan material. Deci asta reprezintă moartea în sine. După momentul acesta de final al existenței mecanismului acesta biologic, urmează în continuare o evoluție, dar ea este doar în plan spiritual, să-i spunem. Deci energia care se desprinde în momentul în care... Energia și informațiile. Cutia, trupul nostru,
rămâne trupul aici, nostru, da? Din păcate, este, cum să-i spun eu, părăsit de toate elementele care i-au asigurat funcționalitatea până atunci, inclusiv aura, și pe fondul ăsta el nu devine decât ceea ce spune și Scriptura, țărâna, nimic Bun. Altceva. Bun. După momentul acesta, noi nu ne întrerupem cumva starea de conștiință, ci doar se schimbă anumite date ale mai să spun stării noastre conștiente. Fizice, da? Da, adică suntem lipsiți de capacitatea de a apela la cele cinci simțuri, fiindcă ele au fost legate direct de trupul material. Poate câștigăm mult mai multe în lumea, câștigăm planul celălalt. Încet, încet ajungem să, cum să spun, să simțim universul mult mai, să spun, intens decât o facem în planul material. Dar lucrul ăsta se întâmplă cumva după un proces de instrucție, exact cum se întâmplă și în planul material. Deci, practic, primim o educație și acolo, ca aici, ne naștem și acolo, ca aici. Primim o educație, dar în același timp și descoperim sau redescoperim acel univers după momentul acesta. Pentru că ne eliberăm. Noi suntem într-un corset acum. În momentul noi, de față. Noi nu avem un acces limitat din pricina și corsetului totuși, nostru, dar în același timp avem și libertățile noastre specifice lumii biologice. Și totuși sunt persoane care comunică cu ceilalți din planul care nu e material, din planul spiritual, domnule profesor. Da, aceste profesor. Comunicări trebuie privite, hai să spun, cu atenție. De ce? Aceste comunicări se fac chiar dacă entitatea de dincolo ne spune, se identifică cu o anumită persoană pe care noi o căutăm. Trebuie să fim convinși și, sau mă rog, să fim siguri de un lucru. Noi nu reușim să comunicăm decât cu cei cu care putem să rezonăm. Adică, în niciun caz, o persoană, hai să spun, de slabă factură spirituală nu va putea să rezoneze cu un filozof german sau cu un spirit de factură, deci, nu va putea luminată, să se întâmple să înțeleagă toată lumea, ceva. Sigur. Nu vom putea, de exemplu, să intrăm foarte rapid într-o comunicație directă cu Kant, Immanuel Kant, de exemplu. Vă dau un exemplu, sau cu Goethe, sau cu nu știu cine. Spiritul lui s-ar putea să fie prezent acolo, dar e mai greu cu Kant, dar ați văzut că e mai ușor cu Isus. Cu Isus problema este alta. El este păstorul nostru, deci el este obligat ca în clipa în care îl solicităm să se aplece asupra dorințelor deci este obligat, noastre. Poftiți? Este obligat să este facă lucrul acesta, și-a asumat această, hai să spun, responsabilitate prin poziția pe care o are ca păstor al acestei turme care este familia umană. Și atunci deci când pe fondul acesta avem această comunicare sau putem să avem această comunicare. Înainte de emisiune, când m-am întâlnit cu dumneavoastră, mi-ați spus că e foarte bine ca în momentele de disperare, în momentele când un om are probleme, să ceară ajutor, pentru că numai așa entitățile din lumea spirituală vor interveni în această lume materială să ofere sprijin. Da, există, cum să spun eu, regula asta non-intervenției, în măsura în care nu ți este solicitat un ajutor, nu e cazul să intervii acolo. Știi, cum se spun, familia umană a început să înțeleagă lucrurile astea și le-a trecut și ea în, hai să spun, protocolul de relații pe care a trebuit să-l aibă atunci când a ajuns pe, nu știu pe ce corp ceresc, a trebuit să încerce să cunoască o altă civilizație. Deci, principiul acesta al non-intervenției în existența altei familii spirituale este primordial și pe fondul ăsta nici spiritele care sunt cumva superioare nouă nu pot să intervină sau nu e cazul să intervină atunci când noi, hai să spunem, suntem puși într-o situație dificilă. Doar dar știți cum e? De multe ori intervin și fără să le cerem atunci ajutorul, că apar tot felul de... Este vorba de liberul arbitru, așa, să fac o completare în primul după rând. Aceea. Da. Sunt tot felul de salvări miraculoase care se întâmplă, când știm că mâna aceea, umană da, nu avea ce căuta acolo. Asemenea lucruri se întâmplă, intervenția se face dincolo de permisiunea liberului arbitru, doar dacă persoana respectivă nu și-a încheiat misiunea pe pământ. Persoana mai are o misiune, mai are ceva de făcut
pe pământ. Dacă ea este pusă într-o situație dificilă de risc de pierderea vieții, atunci îngerii și ființele din lumile superioare, sfinții, îngerii în mod special și uneori chiar arhanghelii personal se implică automat în salvarea acelei persoane, pentru că ea nu și-a încheiat destinul, nu și-a încheiat programul și misiunea pe pământ. Dar venim cu un program, venim cu un destin aici, gata, imprimat din lumea spirituală? Ne asumăm acest destin. Deci fără a ți asuma o anumită misiune în plan material, nu e cazul să apari. Habar n-au, Maria, mulți cu ce misiune au venit aici. Da, dar dacă cerem, așa cum ne-a spus Iisus, cere și ți se va da, cere. Cere, spune, Doamne, eu nu știu, Doamne, eu nu știu ce misiune am pe acest pământ, nu știu pentru ce am venit și nu știu ce ar trebui să fac. Te rog, în fiecare seară, te rog, Doamne, spune-mi, arată-mi prin semne sau spune-mi cât mai clar posibil, calea, așa, simplu, încât eu să înțeleg ce misiune am eu în viața mea. Însă, eu cred totuși că toți oamenii, chiar dacă nu știu care este misiunea lor, ei și-o împlinesc. Când inconștient cât de ignoranți sunt, ei și-o împlinesc. Pentru că în spatele nostru există acea scânteie de divin care, uneori că vrem, că nu vrem, ne poartă către partea noastră de destin luminos. Și cei mai întunecați oameni pot la un moment dat să salveze o ființă de la moarte, să aibă o intervenție fantastică în viața celuilalt și viața aceluia să se schimbe de acolo. Poate că pentru asta a venit el pe pământ și prin asta el și-a îndeplinit misiunea într-o secundă, uneori se poate să se întâmple într-o secundă. Domnule profesor, să ne explicați din punct de vedere științific, ce e cu raiul, ce e cu iadul? Cum astea e în fizică? Cum v-a ieșit? E foarte, cum să spun eu, bizar să vorbești din punctul de vedere al unui fizician, dar ceea ce vă pot spune e că noi, atunci când, hai să spun, transmitem o idee către altcineva, gândim în imagini, ceea ce se cheamă, generăm permanent forme gând. Aceste forme gând ne însoțesc într-o primă fază atunci când ne eliberăm de trupul fizic și pătrundem în ceea ce se cheamă lumea astrală. Pe urmă avem parte de o separare de formele acestea gând proprii și intrare într-o lume a formelor care este de acum obiectivă pentru noi. Iadul poate să însemne acea izolare pe care poate să ne o, hai să spun, pregătească trecerea de dincolo de biologic. Starea aceasta de izolare nu este plăcută nimănui. Și iadul până la urmă poate să semnifice astfel de lucruri. Mai sunt unele lucruri care pot fi, hai să spun eu, puse în ecuație, dar mi-e foarte greu să speculez acum, eu vi le reamintesc. În cultura egipteană veche, la momentul la care o anumită persoană trecea dincolo, se punea un taler cu sufletul alături. Dacă acel suflet era mai ușor decât un fulg, persoana respectivă se ducea în rai. Adică, cât sufletul era mai liber, cu alte cuvinte, cu atât se ducea în sus. Tot dumneavoastră mi-a spus că nivelul acesta poate fi măsurat în herți. Eu vă spuneam că se pot gândi astfel de lucruri, dar ne hazardăm într-un domeniu pe care e foarte greu să-l controlăm. De exemplu, am auzit la dumneavoastră într-o discuție că cineva v-a sugerat că persoane deosebite spiritual au un nivel de conștiință, da? Au în planul frecvențelor 1000 de herți. E o chestie extrem de, cum să-i spun eu, relativă, fiindcă frecvențele de 1000 de herți sunt niște frecvențe extrem de grosiere. Deci, în mod sigur, ceea ce este propriu ființei noastre spirituale nu este în domeniul acesta atât de grosier. Este la niște valori pe care nu le putem comensura. De exemplu, un 10 la 23 Hz nu mai are deja semnificație pentru noi. Nu mai avem unități de măsură. Dar totuși e foarte important să reținem un aspect
tot dumneavoastră vorbeați de el din punctul de vedere al omului de știință. Cu experiențele acumulate aici, în special cele bune, sufletul nostru în planul celălalt, în planul spiritual, se înalță mai mult sau mai puțin, da? Da. Lucrul acesta poate însemna rai dacă suntem foarte sus sau iad dacă suntem mai jos, da? Da, da. Noi vorbim în carte despre un fenomen de rezonanță care este specific și lumii materiale, dar în mod special lumii spirituale. Vorbim acolo despre un univers informațional și despre faptul că structura informațională care se află înăuntru, în interiorul nostru și care se eliberează de trup, este atrasă prin rezonanță către acea lume spirituală, eventual rai sau iad sau poate forme intermediare între acestea, corespunzătoare nivelului spiritual pe care persoana l-a avut și l-a dezvoltat de-a lungul vieții sale pământești. De aceea este foarte importantă asta, de aici a venit și titlul cărții noastre, Șansa omului în univers, omul în trupul biologic are șansa extraordinară de a face schimbări, de a se transforma pe sine, schimbări care nu au importanță deopotrivă în primul rând aici, ele contează și aici, sunt importante și aici și dacă le facem se văd peste tot, lumina asta strălucește, se duce în cele din urmă peste tot, dar fundamentul problemei este lumea de dincolo, ce se întâmplă cu sufletul nostru și cu noi înșine și cu ființa noastră după ce am plecat din corpul fizic. Acolo legea divină, legea universului, acest fenomen de rezonanță, această lege a rezonanței intră în acțiune și produce, ne face să fim atrași într-un univers spiritual corespunzător nivelului nostru spiritual. Acesta este motivul principal pentru care noi aici trebuie să avem alegeri spirituale. Să renunțăm la ceea ce din punct de vedere omenesc ni se pare acum atât de important și care ne face să urâm să... Puneți-mi carte. Da. Este posibil să vă întrebați ce înseamnă să crești spiritual. Ei bine, înseamnă doar să iubești. Iar să iubești exact înseamnă să înțelegi, să ierți, să rabi, să speri, să crezi, să-ți propui ca în tot ceea ce faci să fie prezentă dragostea. Exact. Da, cum a făcut echipa Portugalei în final. Domnule profesor, dumneavoastră, ca om de știință, nu excludeți reîncarnarea. Spuneți că este chiar obligatorie. Da, eu nu văd cum ar putea fi acest univers să existe dacă nu ar exista, sau cum să spun, dacă nu s-ar manifesta această stare de reîncarnare. Acum, reîncarnarea nu trebuie privită, cum să spun, în forme în care uneori biserica o condamnă. Anume, trecerea sau revenirea persoanei ca atare în plan material, ci doar spiritul este cel care trece într-o nouă experiență și pe fondul acesta trebuie să ajungem să înțelegem acest proces de reîncarnare dincolo de, cum se spun eu, conștiința momentului pe care o dezvoltăm la un moment dat într-o existență materială, trebuie să ajungem la a înțelege că această conștiință are diverse trepte în evoluția ei și ea nu va mai reveni ca atare într-o formă similară. Deci niciodată nu ne vom mai reîntrupa în trupul pe care îl avem acum. Mereu da. Va fi chiar dacă peste o altă 2000 carcasă, de ani, un alt trup. Chiar dacă peste 2000 de ani ne vom întâlni din nou, vorbesc de toți cei care sunt acum în studio, aproape sigur nu ne vom recunoaște într-o primă fază. Dar asta mi se pare un pic cam nedrept, domnule profesor, să știți. De ce? Ne recunoaștem totuși. Tot programul acesta. Dacă într-o primă fază nu ne recunoaștem, s-ar putea ca după o jumătate de oră de discuție să... Avem un deja vu. Exact. Nu se șterge totul, nu este adevărat. Toate relațiile frumoase, toate relațiile în care sunt
suntem atrași. De exemplu, eu și cu tine, când ne-am cunoscut și de când ne-am cunoscut s-a creat o rezonanță și s-a creat o legătură interioară. Ai văzut că nici nu trebuie să vorbim cine știe ce la telefon, într-un mesaj, dar imediat am înțeles importanța unui lucru. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că undeva a mai fost o legătură. Nu se poate ca o asemenea legătură frumoasă să fie doar consecința întâlnirii noastre de acum și de aici. Noi ne recunoaștem de fapt între noi și atunci când suntem atrași foarte puternic de o persoană sau atunci când respingem foarte puternic o persoană, este probabil că noi am mai avut o întâlnire cu această persoană. Faptul că am scris la această carte cu domnul Mușat, nu cred că este rezultatul unei singure vieți și a întâlnirii pe care am avut-o noi acum 20 de ani. De altfel, în timp ce scriam această carte, am avut un vis într-o noapte. Adesea visam că scriu și cartea se scria pur și simplu în fața mea. O visam că se scrie, dar în unul dintre aceste vise exista un personaj masculin cu care eram într-o legătură telepatică și care era atot cunoscător. Era sursa unei cunoașteri fenomenale. Există probabil aspecte de dincolo care ne ajută, care ne-au inspirat și care ne-au ajutat în timp ce noi scriam și încercam să facem traducerea din fizica cuantică într-o formulă spirituală sau mai accesibilă pentru oameni. Asta vreau să le spun oamenilor, că dacă luați cartea, vă duceți la librăria Raluca, e cartea acolo, da? Șansa omului în univers. Dacă luați cartea și vedeți acolo niște formule fizice pe care nu le înțelegeți, dați câteva pagini și mergeți la finalul capitolului și vedeți că acolo pe scurt este povestit de Maria tot capitolul științific pe care domnii profesori, de fapt că sunt doi, au vrut să le spună în această carte științific. Maria vine cu cuvintele noastre, a celor care nu știm atât de multă fizică. Domnule profesor, avem extratereștri, suntem cei mai involuați din univers? Cam auzit și ipoteza aceasta și mi-ar părea tare rău să fie așa. Extratereștrii, asta spuneam și în carte, că e cam impropriu termenul, fiindcă ei s-ar putea să fie de multă vreme pe aici, prin planul terestru, chiar mai de multă vreme decât... Știți că la egipteni s-au descoperit unele lucruri cam ciudate, știți că mai tot timpul... Da, și se vor descoperi în continuare. Mai tot timpul, în momentele de criză ale omenirii, apărea câte un geniu care rezolva o problemă. Da, sau care descoperea ceva. În plan spiritual se vorbește de veghetori. Și poate cu chestia asta am spus. Unii spuneau că sunt extraterestri. Dumneavoastră spuneți că erau trimiși din planul acela divin să ne ajute pe noi, da? Da, este problema. Dar, aceasta noi folosim termenul ăsta de extraterestri. Mai degrabă aș putea să spun non-umani, adică în afara familiei umane. Aceste entități, unele dintre ele sunt, cum să spun, cum suntem noi, de exemplu, într-un safari în jungla africană, iar altele sunt de aici, de lângă noi, și sunt ceea ce spunem de obicei ca fiind ființe care ne păzesc, care sunt prezente în acest areal ca să vegheze evoluția noastră în plan spiritual. Lumea în planul ăsta material nu este simplă. Adică nu trebuie să privim ca fiind o bagatelă existența în planul material. Tocmai este o încercare extrem de dură a fiecărui spirit. Nu orice spirit este trimis aici dacă nu este suficient de bine pregătit. Aici era o vorbă a comuniștilor, cărirea oțelului. Adică da, e încercarea cea mai dură a spiritului, fiindcă este pus în tot felul de situații, hai să spun, în care trebuie să apeleze la liberul arbitru și trebuie să fie suficient de puternic pentru a alege calea care să fie
cea care duce la evoluție în plan pozitiv. Nu întotdeauna se întâmplă așa. Noi suntem într-o lege care este la fel de dură în planul acesta material, legea supraviețuirii, și legea aceasta poate să de multe ori să ne sperie și să ne facă să alegem căi nu tocmai fericite. Supraviețuirea nu este un aspect care să ne mai sperie în momentul ăsta ca specie. Nu mai suntem acum 2-3 mii de ani, când puteam să fim extrem de ușor la cheremul forțelor, hai să spun, hazardului. La ora actuală, omul și-a creat un soi de societate care îl protejează ca individ, dar în același timp mai sunt încă suficiente elemente care pot fi îmbunătățite în comportamentul lui social. Dar exact cum ne spunea și Iisus, de multe ori este mai important să avem grijă de acțiunile noastre în planul acesta moral decât la grija zilei de mâine. Este un lucru pe care, din păcate, societatea actuală nu îl promovează, adică încă nu a ajuns la acea stare de lucruri care să sublinieze cât mai serios acest aspect, dar eu sper ca într-o sută, poate și mai de vreme, mai curând, societatea umană să uite de ceea ce se cheamă grija zilei de mâine și să aibă mai multă grijă, da, în educație și în cunoaștere. E un citat în carte undeva din Iisus care spune că nu e bine să avem grija zilei de mâine, pentru că Dumnezeu știe exact ceea ce avem nevoie. Maria, te rog, ca să încheiem emisiunea. Dar noi toți avem numai grija zilei de mâine. Așa este, da. Ce mă fac? Ce mă fac? Ce mă fac? Vroiam să spun că și îngerii sunt extraterestri. Așa. Pentru că, de fapt, nu sunt terestri. Ei vin în plan terestru chemați de noi, dar ei sunt extraterestri. Și în Biblie, Biblia începe cu o poveste fantastică despre Tobit, un mare personaj biblic care este însoțit în misiunea vieții lui pentru a-și realiza misiunea vieții, apropo de ce vorbeam mai înainte cu misiunea vieții tale, de către Arhanghelul Gabriel. Arhanghelul Gabriel în persoană ia trup omenesc și îl însoțește pe acest Tobit până când el își încheie misiunea vieții și îl însoțește în calitate de îngrijitor. Este un îngrijitor, este un om foarte atent care stă aproape de el, dar el era însuși Arhanghelul Gabriel întrupat. Această poveste biblică ne spune că și noi, pentru a ne realiza misiunea vieții, avem însoțitori. Poate nu cu toții îl avem pe Arhanghelul Gabriel sau pe Arhanghelul Mihail sau mari îngeri ai cerului, dar fiecare ființă are un înger sau un extraterestru al lui care îl însoțește și îl păzește. Este important să cerem și să știm și uneori să ne uităm foarte aproape la oamenii care vin în preajma noastră, în viața noastră lângă noi și care cărora uneori suntem tentați să le zicem: tu ești îngerul meu. Se poate ca acolo chiar să fie un înger. Asta este. Am să încheie emisiunea de astăzi cu un citat tot din cartea dumneavoastră, carte scrisă de Alexandru Mușat, Maria Timuc și Valentin Nedelea. Este un citat dat de un om de știință. Einstein se numește el și cu siguranță a auzit toată lumea de el. El spune așa: știința fără religie este șchioapă, religia fără știință este oarbă. Cred că cu asta am spus tot, domnule profesor? Da, sigur că da. Iubirea este cea care ne călăuzește în acest univers? Trebuie să ne călăuzească. Și în planul acesta spiritual, fizic, da? Ne dă înălțimea sufletului pe care o merităm după faptele noastre de aici, din planul material? Astea sunt lucruri legate de karmă, dar totdeauna năzuința noastră trebuie să fie la cote cât mai înalte din punct de vedere al sunteți empatiei, rezonanței cu cei din jur, cu tot universul din jurul nostru. Sunteți mai bun de când ați descoperit toate aceste lucruri, de când Big Bang-ul s-a produs în creierul dumneavoastră înainte să scrieți această carte? Eu sper că fiecare suntem mai buni cu fiecare clipă care trece. Asta e nădejdea mea și poate și după lectura acestei cărți fiecare dintre noi devine mai
mai bun. Maria? Cel puțin ne străduim să fim mai buni, ne străduim, ne dorim asta și dorința este foarte importantă. Nu trebuie să credem că putem să fim perfecți, să nu ne atașăm nici de perfecțiune, pentru că nu există perfecțiune în plan omenesc, dar să năzuim, să ne dorim, să sperăm că suntem mai buni și când ieșuăm să nu ne supărăm atât de rău pe noi, nici pe ceilalți când eșuiază sau nu au niște comportamente neapărat excepționale, la nivelul așteptărilor. Asta ne va îmbunătăți. Răbdarea, acceptarea, toleranța ne va duce până la urmă spre iubire. Mulțumesc mult că ați venit astăzi alături de mulțumim noi. Mulțumim și dragii noi. Noștri mulțumim. Telespectatori, invit să meargă la librăria Ralu să cumpere această carte, care este nouă, fierbinte, Jocul Divin, Șansa Omului în Univers. Dacă o răsfoiți în librărie și vedeți la început câteva formule din fizică, e bine să vă uitați la finalul capitolului, pentru că fiecare capitol este povestit pe înțelesul tuturor de către Maria Timuc. Este multă știință în această carte, știință care demonstrează că, de fapt, nu se termină totul aici, în planul acesta material în care suntem acum, că viața continuă și după moartea noastră, iar lucrul acesta trebuie să ne bucure și să ne dea mai multă speranță. Mulțumesc invitațiilor mei, vă mulțumesc dumneavoastră, toate cele bune, sunt Cornelia Crevean, la revedere!